Să rămână, stimate domnice, am onoarea să vă salut, stimați connaționali. Emisiunea Ziua Z este dedicată unui eveniment care a atras atenția opiniei publice. Anunțul făcut de președintele Vladimir Putin în urma unei convorbiri telefonice cu președintele Barack Obama, un anunț prin care încetarea focului este posibilă în noaptea de 26 spre 27 februarie în Siria. Sigur că un asemenea anunț implică multe efecte imediate, pe termen mediu și chiar lung, motiv pentru care am invitat la Ziua Z pe istoricul și publicistul Constantin Corneanu, blogger la Adevărul. Am onoarea să vă salut și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara și vă mulțumesc de invitație. Și în același timp, un tânăr care a mai fost în studioul de la 6 TV, greu l-am găsit, l-am regăsit și l-am invitat din nou, Alexandru Georgescu. Bine ați venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Constantin Corneanu, cum v-ați raportat la acest anunț al președintelui Putin? Da, este un anunț surprinzător pentru mine și poate că era de așteptat, dar poate că nu era de așteptat în condițiile în care discuțiile au fost foarte lungi vis-a-vis de acest acord de încetare a focului, vis-a-vis de eșecul mai multor runde diplomatice desfășurate la Geneva și nu numai, precum și interesele strategice în zona pe care le au mari jucători, respectiv Federația Rusă, Statele Unite ale Americii, Iranul. Și atunci, pentru că mai sunt câteva clipe, mă rog, nu foarte multe până la intrarea în vigoare acestui acord de încetare a focului, speranța este imensă, deși declarațiile secretarului stat John Kerry lasă să înțeleagă că la Washington există foarte multă nemulțumire vis-a-vis de acest acord de încetare a focului, în anumite medii politico-diplomatice și militare, pentru că reprezintă un avantaj strategic pentru Federația Rusă. Și chiar am citit de curând o analiză extrem de interesantă care punea în discuție flota rusească de la Marea Neagră cu misiuni pentru Marea Mediterană și Oceanul Atlantic și asta demonstrează că ceea ce părea de neintuit, de neimaginat și de neacceptat în urmă cu aproape un an de zile sau cu 2 ani de zile, în 2014, Federația Rusă, aflată într-o izolare aproape totală cu embargoul Uniunii Europene al în relații foarte proaste cu Statele Unite Americii, face o mișcare surprinzătoare pe tabla de șah geopoliticii și devine un partener de negociere, fără de care orice negociere este inutilă. Pe fluxul de știri, o completare din partea mea de astăzi. Au fost două imagini succesive pe care le-am pus pe blogul meu, Linia de Miră. Imaginea unui crucișător rus în patrulare în drum spre Tartus, baza militară rusă de la litoralul sirian și în același timp, foarte interesant, o fotografie făcută de pe mal, în Bosfor, o fotografie a unei nave de transport rusești, Kazan 60, care sub prelate avea tehnică de luptă pentru Siria. Deci exact ce spuneți dumneavoastră, se mișcă lejer. Da, pentru că am spus și într-o altă emisiune că Federația Rusă a rupt din Nelon Acondei și dacă fac așa o extrapolare, în acest an 2016, una dintre cele mai mari desfășurări de forțe NATO în ce privește un exercițiu se cheamă Anacona 2016. Deci este o joacă vis-a-vis în ghilimele, bineînțeles, vis-a-vis de cum ar putea fi îndiguită din nou Federația Rusă, cum ar putea să se repete din nou istoria războiului rece din anii 1945, fapt 1948 încoace. Noi doi am mai avut o discuție pe această temă și dați-mi voie să vă reiterez ca o mică paranteză. Sunt moderator, dar am și opinia mea că nici pe departe nu este încercuită Federația Rusă, dar flotele din diferite zone ale Federației Ruse se extind cu misiunile. În acest moment nu este încercuită, dar a existat o tendință de a o încercui și atunci au reacționat. Și acum suntem într-un joc extrem de delicat în care... Să vă pun o întrebare incomodă. Nu vi se pare totuși interesant, ca să nu zic ciudat, că brusc la Moscova nu mai există proteste privind scutul antirachetă? Da, putem să speculăm în jurul acestei idei. Poate au înțeles, poate s-au lămurit, poate au ținut o informație secretă care le confirmă că într-adevăr nu este o problemă. Sau poate că de fapt se face un joc... Sau poate s-a ajuns la niște înțelegeri... Categoric. Prin care au acceptat ideea de scut, în schimb nu știm ce au primit sau ce vor primi. Păi deocamdată mi-e teamă că au primit puțin răgază în Siria. Adică stau la masă, negociază și dacă Bashar al-Assad rămâne la putere și în 13 aprilie vor fi alegeri libere, cât de libere vor fi ele, un trăi și un vedea, Federația Rusă rămâne un actor strategic la masă și atunci sudul de veselul este o poveste, ar putea să nu deranjeze foarte mult, pentru că jocul se duce în altă parte, într-o aripă a frontului, așa în ghilimele spus, în care Federația Rusă este mult mai interesată de scutul de veselul. Ați zis bine, pentru că ei zilnic pun imagini
hărți și analize referitoare la frontul de sud. Deci pentru Moscova, Siria constituie frontul de sud. Da, pentru că dacă Siria sau întregul Orient Mijlociu s-a apropiat sau această restructurare de Orient Mijlociu pe care și-au dorit americanii după 2001-2003 reușește în perspectiva ceea ce doreau noi conservatori americani, atunci Federația Rusă chiar este încercuită. Mai că, din păcate, se pare că au avut o informație secretă primită la timp, până cu ceva multă vreme, au construit un plan, s-au adaptat din mers la situația aproape imposibilă în care s-au aflat și se mai află și iată că sunt la masa de discuții ca jucători principali. Exact cum și-au dorit. Putin a anunțat lumii că a vorbit cu Barack Obama, că au căzut de acord la telefon. Dacă... Și indirect înțelegem că Barack Obama a fost de acord ca el să anunțe acest armistițiu. Da, și atunci exact ce a visat Rusia. La o singură masă cu un singur interlocutor. Păi, atunci, întrebarea fundamentală este de ce a cedat Statele Unite Americe? Ce probleme are Statele Unite Americe în aceste momente, în afară de campania asta electorală care duce la concluzia că nimeni nu face nimic? Ce probleme? Ce interese? Ce... Cred că asta este o subiect de discuție extrem de interesant ca să putem înțelege de ce lucrurile sunt unul la unul în aceste momente. Domnule Alexandru Georgescu, vom avea pe ecran imagini sugestive privind actuala situație militară din Siria. În acest context, vedem și pe purtătorul de cuvânt al armatei siriene, care își exprima gândul că succesele momentane ale statului islamic de a cuceri o importantă artere de comunicații care duce la Alep, acest succes va fi demantelat de armata siriană. Încă nu s-a întâmplat așa ceva. Cum vă raportați dumneavoastră la această situație tulbure și cu multe tabere care se confruntă în teatrul de operații sirian? Vă mulțumesc. Este o problemă foarte interesantă în Siria datorită multitudinii de actori care operează acolo, mulți dintre ei non-statal, care constituie opoziția, pe de o parte opoziția considerată legitimă, rebelii moderați și așa mai departe, și opoziția considerată ilegitimă, adică statul islamic, Daesh și așa mai departe. Și inclusiv transformarea Al-Qaeda în Jabhat al-Nusra. Dar din perspectivă militară putem să spunem că intervenția rusească a fost un multiplicator de forță adevărat pentru armata siriană, care armata siriană a procedat metodic să cucerească cel mai relevant teritoriu pentru Siria în ziua de astăzi, adică orașele principale, care va culmina cu Alepul. Și din acest motiv este foarte importantă. Nu cred să existe în istoria modernă un exemplu în care un actor non-statal să înfrângă la nivel convențional pe un actor statal. O confruntare militară convențională. Și din acest motiv consider, inclusiv cu ajutorul rusesc, că armata siriană este bine poziționată ca în cele din urmă, nu știm cu ce pierderi, să reușească să elimine sau să transforme într-un actor mai puțin relevant Daesh-ul în Siria. Dar cum vedeți dumneavoastră faptul că la negocierile care s-au purtat privind viitorul Siriei au fost excluse de la negocieri atât statul islamic cât și al-Nusra, frontul al-Nusra? Mi s-a părut foarte interesant, dar mai există o paralelă, spre exemplu, negocierile la Minsk legate de acordul de încetare a focului din Ucraina. Nu au fost reprezentați rebelii separatiști din Donetsk și Luhansk. Au fost Rusia, care, cum ar veni, a acceptat termenii acordului de încetare a focului în numele lor. În cele din urmă, eu văd acordul acesta de încetare a focului nu drept un acord puternic de încetare a focului și există o prevedere acolo cum că Rusia va putea în continuare să atace organizațiile considerate teroriste, adică Daesh și probabil transformarea aceasta Al-Qaeda. Dar eu cred că acordul acesta de încetare a focului într-un sens reprezintă o validare a perspectivei rusești asupra regiunii. Până acum erau două perspective mari și care erau prezentate cum ar veni populația globală. Era perspectiva rusească a unei autorități legitime care controlează Siria, care ar trebui să controleze, care este ajutată împotriva celor care vor să o distrugă, și era perspectiva americană a unor rebeli legitimi care caută democrație și așa mai departe și trebuie înlocuit Bashar al-Assad și câțiva teroriști acolo. Și până la urmă se pare că prin acest acord mai degrabă viziunea rusească va prevala în la nivel global, în felul în care este văzut regiunea. I-ați creat o nedumerire, ați folosit sintagma rebeli legitim. O puteți nuanța?
De când au început, ce puțin din perspectiva mea, de când au început toate aceste mișcări legate de primăvara arabă, primăvara musulmană, Statele Unite au luat partea acestor grupări care, prin cale pașnică sau prin cale mai puțin pașnică, au încercat să modifice regimul politic din țara lor. Acum, multe țări au reușit să ajungă la o înțelegere cu aceste grupuri, dar în Siria, spre exemplu, Bashar al-Assad a ripostat cu succes și s-a ajuns la un conflict din ce în ce mai sângeros, iar Statele Unite s-a trezit în postura de a continua să susțină aceste grupări, chiar și pe măsură ce specificul lor, să zicem, religios, s-a înclinat tot mai mult către un radicalism religios și așa mai departe și au început să apară factori cum ar fi frontul al-Nusra. Vă rog, domnul Corneanu. Poate că această idee de viziune rusească, eu aș zice că este mai degrabă un interes strategic și nu o viziune rusească, pentru că nu există nici măcar o viziune americană asupra problemei, pentru că Statele Unite ale Americii, afară de consilierii militari veniți pe linia forțelor speciale sau logistica sau informațiile CIA-ului sau alte lucruri de genul acesta, nu a intervenit, apropo de acest actor non-statal, într-o formulă organizată ca un să poate să-l ajute să înfrângă. Și atunci raportul a fost între un actor statal, statul sirian al Bashar al-Assad, un actor non-statal, rebelii moderați sau mai puțin moderați, și atunci a apărut surpriza. Interesul strategic al Federației Ruse a făcut ca Bashar al-Assad să fie sprijinit, în timp ce americanii n-au putut sprijini din motive că America este obosită de război, că America nu vrea să repete Irakul, că sunt foarte multe divergențe la nivelul perspectivei de politică este americană, Asia, Pacific, unde sunt banii, sau această zonă într-un mijlociu. Și de aici actorii ăștia statali și non-statali s-au trezit într-o situație în care nu poți să aduci la masa de negociere Al-Qaeda împotriva căreia tu ai luptat din 2001 încoace. Deci este aproape imposibil. Deci corect. N-aveam nicio dar șansă. Atunci cum vă explicați că s-a ajuns la un armistițiu atipic? Pentru că dacă în Ucraina, de care pomeneați dumneavoastră, domnule Georgescu, acolo e clar, s-a ajuns la ideea că de o parte sunt separatiștii, de partea cealaltă sunt trupele ucrainiene și între aceste părți s-a ajuns la armistițiu, da? Da. Cu încărcările cunoscute la nivel de schimburi de focuri, rafale, accidente. Răniți. În Siria, totuși, la acest armistițiu, cele două organizații, Statul Islamic și al-Nusra, nu sunt vizate de armistițiu. Ba, împotriva lor, vor continua loviturile atât ale avianelor militare ruse, cât și avianelor militare americane. Că totuși, Statul Islamic și al-Nusra reprezintă și dușmani declarația Occidentului și modul de viață occidental. Și atunci, acesta este compromisul în acest joc. Toată lumea se unește pentru a face armistițiu într-o problematică, pentru a deveni adversarii acestor două forțe, care dacă ar câștiga pe teren războiul, ar schimba și ar modifica geografia Orientului Mijlociu în favoarea unor interese care nu mai au de-a face cu cele de la Washington-Moscova. Aveam imagini ale unei analize difuzate de jurnaliști apropiați de modul de a gândi al Rusiei. Imaginele sunt sugestive pentru ceea ce se dorește, respectiv un mod de implicare a Rusiei de la forța aeriană expediționară până la semnalul public că sunt egalul, așa cum și-a dorit Putin, Statele Unite ale Americii. John Kerry stă lângă Sergei Lavrov, imaginea este clară, cei doi sunt cei care ajung la înțelegeri. Fără a fi victima războiului hibrid, cum zicea cineva în transmisia dumneavoastră vis-a-vis de Clubul Steaua sau de alte minuni, deci fără a fi victima acestui război hibrid, faptul că există declarații clare în care se recunoaște imposibilitatea intrării în spațiile Mării Baltice și a Mării Negre fără a pierde oameni, nave, avioane, înseamnă că, din punct de vedere al puterii militare, Federația Rusă a făcut o mișcare surprinzătoare, gândită și, de asemenea, consistență, încât e nevoie de timp, de efort, de bani și de curaj pentru a reegaliza lucrurile. Și atunci n-ai cum să nu stai la masă. Dar spuneți lucrurile până la capăt și de un alt președinte la Casa Albă. O să fie doamna Hillary Clinton și cred că o să fie bine. Deci cred că dânsa va fi. Asta surprizele pot continua. Eu mi-aduc aminte că au fost invitați în acest studio care îmi spuneau înainte de emisiune, Jeb Bush a primit cea mai mare sumă de bani. Știi, cu spus, siguranță va fi viitorul președinte. Siguranța aia s-a dus. Jeb Bush s-a retras din campania electorală. Eu am ascuns mereu Hillary Clinton și rămân la această idee. După pronunțarea rezultatelor alegerilor, vă chem aici să vedem dacă se confirmă sau se infirmă această ipoteză a dumneavoastră. Dar după câteva zile, ca să pot să găsesc și eu argumentări. Da. Vreau de la dumneavoastră să-mi spuneți totuși, dincolo de aceste detalii tehnice ale acordului de încetare a focului, continuarea bombardamentelor împotriva Statului Islamic și a celelalte organizații provenite din Al-Qaeda, transformată în Al-Nusra, nu va fi o probă că, de fapt,
armistițiu este mai degrabă de ochii lumii. Mai degrabă pentru ca unul să poată parașuta ajutoare alimentare în zone unde, așa cum spunea colegul Corneanu, sunt rebeli moderați și rebeli care să-și dea seama în aceste două săptămâni că poate fi o credibilitate a regimului de la Damasc, că pot să meargă altfel cu negocierile care au început și nu sunt marcate de prea multă încredere reciprocă. Nu știu în ce măsură este posibilă o conviețuire între elemente care s-au luptat nu știu câți ani și cât de viabil va fi acest ceasefire. Eu aș dori să mă agăț de faptul că termenii armistițiului prevăd continuarea luptei împotriva teroriștilor. Acum, cum îi definim pe teroriști? Nu este vorba doar despre statul islamic și despre frontul al-Nusra, fost al-Qaeda. Este vorba și despre alți teroriști care poate vor fi identificați. Iar fragmentarea aceasta a opoziției față de președintele Assad, față de regimul Assad, duce la posibilitatea ca alte grupări, să zicem, să fie desemnate drept teroriste cu timpul și să devină ținte, cum ar veni, legitime. Tocmai nu cred în faptul că acest armistițiu va dura sau va fi durabil sau dacă va fi durabil, de fapt, vom obține ceea ce dorim din regiune. Vor obține americanii sau vor obține rușii ceea ce vor dori din regiune. În moment este o victorie a diplomaților americani și ruși sau a diplomaților ruși și americani. Dar ce credeți dumneavoastră, pentru că știu că a fost cu domnul Liviu Mureșan la instituții care se ocupă de zona diplomației din China, deci aveți convorbiri la fața locului cu oameni cu studii pe zona Asiei și că China este o țară care în primul rând la ora actuală se bazează pe diplomație. Deci acești diplomați care au ajuns să pună pe masa președinților Barack Obama și Vladimir Putin acordul de încetare a focului, ce văd ei că se va întâmpla după? Aș dori să specific faptul că specialiștii aceia chinezi am fost la mai multe instituții în ocaziile pe care le-am avut de a vizita China și de a avea acces la aceste instituții. Acești specialiști nu sunt doar foarte bine pregătiți, dar există și un pluralism al viziunilor, al interpretărilor care sunt un pluralism care este acceptat și este încurajat pentru a exista cât mai multă libertate de gândire. În mod natural, practic, și chinezii cumva au ajuns să aibă diverse perspective asupra zonei. Ei sunt în mod natural temători față de ideea de instabilitate, mai ales într-o regiune de interes strategic. Ei au o viziune destul de clară asupra faptului că confruntarea în această regiune dintre interesele americane, interesele ruse și celelalte interese care or mai fi, va ajunge să schimbe un raport de forțe într-un mod care, cu care chinezii vor trebui după aceea să trăiască. Știți de ce v-am întrebat de China și mă bucur că ați făcut mențiunile anterioare? Pentru că la un moment dat a fost destul de ciudată știrea care urma ca și China să trimită în Siria forțe speciale, mai precis brigăzile care au luptat contra teroriștilor uiguri. După aceea au apărut voci, inclusiv de la institutele amintite de dumneavoastră, care au spus că ar însemna să primim un număr de soldați și să primim un număr de sicrie. Dar, cu experiența dumneavoastră, de ce a fost lansat atunci o asemenea știre validată la Moscova? Ține doar de o operațiune psihologică? Nu știu dacă ține neapărat, am observat și eu această idee de ce s-ar implica China în acest mod și de ce ar accepta pierderile. Eu cred că China, în primul rând, trebuie să se dovedească ca fiind un actor de talie mondială, nu doar pe plan economic, ci și pe plan politic și de securitate. Și a fost mereu activ, spre exemplu, în operațiuni de menținere a păcii. Iar prezența aceasta cu boots on the ground este o altă componentă, iar riscurile de pierderi materiale și umane trebuie să fie acceptate. Și în cele din urmă, dacă China va dori să fie la masa negocierilor sau împărțirilor în regiune, dacă vor exista astfel de evenimente, atunci va trebui să arate că s-a implicat. Va trebui să-și stabilească propriul colțișor de autoritate și de responsabilitate. Interesantă această formulare a dumneavoastră, propriul colțișor, cam mare colțișorul lor așa în Asia și ca teritoriu. Nu ca teritoriu neapărat. Da. Da. Domnul Corneanu. Poate că am vrut de crea, poate că mai e și această iluzie care circulă prin mințile foarte multor analiști că
China trebuie să implice, pentru că trebuie să implice. Fie să ne dea un sac de bani nou românilor, nu știu de ce, fie să cucerească financiar Europa, fie să... și mai departe. Cred că are o legătură... Și opinia noastră care este? Nu, cred că dincolo de interesele strategice ale Chinei în ce privește securitatea cărilor de comunicație și interesele lor strategice și investițiile făcute în zona africană, China nu prea văd de s-ar implica în zona Orientului Mijlociu într-un conflict militar ca să apere interesele cui, că deocamdată nu și-a manifestat, din câte știu eu, interese clare. Deocamdată China are probleme în care trebuie să facă dovada puterii sale militare sau economice în zona Asia-Pacific, unde adversarii sunt de acord cu dumneavoastră, dar să reamintesc trei elemente, dacă sunteți de acord, faptul că în Marea Mediterană a fost o aplicație militară navală comună ruso-chineză, că în Liban China a trimis trupe sub standardul ONU, căștile albastre, n-au pierdut niciun om, dar au avut acolo militari, și că la sud de peninsula arabă au avut nave care au patrulat în chestiuni legate de pirateria. Este o chestiune de demonstrație a puterii și a forței, a faptul că este un actor care ar putea fi luat în considerație dacă dorește sau dacă este necesară chestia asta. Poate a fost și un sprijin politico-diplomatic pentru aliatul rus ca să devesteze statul americii că nu sunt singura putere și nu, lumea nu este unipolară. Deci sunt foarte multe fațete ale acestor interese. Avem pe ecran, stimați telespectatori, imagini difuzate de armata siriană care arată locurile în care parțial unele localități au fost cucerite cu sprijinul aviației militare ruse, dar și localități care au fost preluate sub controlul statului islamic. Deci acolo avem de-a face cu un teatru de război în care uneori sorții sunt schimbători. Privind o asemenea mutare a atenției telespectatorului pe harta pe care cei din armata siriană pe zona imagologică au difuzat-o pe YouTube ca lumea să fie informată și din punctul lor de vedere cu ce se întâmplă în Siria. Cât de fluidă apreciați că a rămas înainte de armistițiu situația din Siria pe plan militar? Eu cred că situația a rămas extrem de fluidă. În sine, fronturile, cum ar veni, sunt fragmentate. Există o posibilitate mare de infiltrație. Să ne gândim, spre exemplu, la atacurile teroriste din Damasc. Și nici nu știu dacă situația... privind dintr-o perspectivă convențională, dacă situația nu va fi întotdeauna fluidă, pentru că grupările teroriste au întotdeauna opțiunea de a renunța la o împotrivire pe față și la încercarea de a ține un teritoriu și să revină la infiltrarea rândul populației generale, la lupta ascunsă împotriva guvernului, la acte teroriste și așa mai departe. Și pe termen lung nu știu de ce s-ar schimba această paradigmă. Să vedem cu rebelii moderați ce se va întâmpla, dar într-un sens lupta va continua mereu până când nu vor fi eliminate statul islamic și al-Nusra. Mai avem 2 minute până la pauza publicitară. Domnule Corneanu, a fost un schimb de replici între Turcia și Siria. Turcia a reamintit prin vocea președintelui că își rezervă dreptul să acționeze contra celor care îi pun în pericol securitatea, chiar dacă aceștia se află pe teritoriul sirian. Iar, drept răspuns, președintele Siriei a afirmat că vor reacționa față de o intervenție militară turcă în Siria, în virtutea dreptului de a-și apărea teritoriul, suveranitatea, și că nu se vor lăsa impresionați de asemenea declarații. Cum comentați dumneavoastră aceste elemente care arată că Turcia nu se obișnuiește cu ideea că la Damasc rămâne actualul regim? Și eu, dacă nu se obișnuiește cu ideea, Turcia s-ar putea să fie exclusă dacă nu aș fi fost exclusă din jocurile de puteri și jocurile de culise ale acestui conflict, astfel încât perspectiva unui stat curd pe spațiul sirian într-o reorganizare politică a spațiului sirian ar putea să pună în dificultate guvernul de la Ankara, pentru că e clar că turcii sau curzii care vor forma statul sirian curd din spațiul sirian nu vor renunța niciodată la ideea unui Kurdistan întreg care se află cea mai departe în spațiul turcesc, și de aici Turcia, care a dobărât un avion din greșeală, plătește un preț extrem de scump, începe să fie izolată, și dacă Statele Unite ale Americii nu uită de faptul că divizia 4-a blindată americană a putut ataca Irakul, pentru că Turcia a încordat mușchi în 2003 și a schimbat planul operațional care înseamnă efort. Aveți o bună memorie, îmi place. Păi a fost un afront total. Nu cred că noaptea când au primit telegrama generală de la Pentagon au băut un whisky cu gheață sau fără gheață. Cred că au băut multe whisky fără gheață. Bahare de whisky, pardon. Adică de nervi. Nu se poate ca aliatul principal să-ți blocheze o operațiune militară gândită într-un interval de timp. Și iată că timpul demonstrează că Turcia joacă la mai multe capete, s-ar putea să încurce în capetele astea.
foarte interesant. Noi nu ne încurcăm în minutele afectate emisiunii noastre și ca atare urmează pauza publicitară, după care în partea a doua avem și alte lucruri interesante pe tema acordului de încetare a focului din Siria. După pauza publicitară. Stimați telespectatori, discutând despre acordul de încetare a focului în Siria, nu facem decât un exercițiu de comunicare modernă ca să înțelegem că, dincolo de fluxul de știri, de datele la care și noi, ca și dumneavoastră, avem acces în măsura interesului, există și o diplomație derulată în spatele ușilor secrete. O diplomație eficientă, o diplomație în care, la ora actuală, contează doar doi mari actori, Statele Unite ale Americii și Rusia. Și citeam Newsweek un titlu interesant: aflată sub presiune, Angela Merkel are nevoie de sprijinul Statelor Unite ale Americii. Brusc, dintr-o dată, Germania redescoperă rolul de armonizare a Europei pe care îl are Statele Unite. Asta totuși, cum v-ați raportat, domnule Corneanu, la această prima surpriză, înțelegerea dintre Putin și Barack Obama, și cred că vom mai avea parte și de alte surprize. Să ne aducem aminte că anterior a fost secretarul de stat american Kerry la Moscova, s-a întâlnit atât cu Lavrov și cu președintele Putin, care l-a primit frumos, și a mai mers și pe străzile din Moscova, a fost filmat cu camera ascunsă și a avut un dialog extrem de civilizat cu cetățenii ruși de acolo, încântați că se reia o relație bilaterală între Moscova și Washington. Insist, pentru că sunteți un specialist în probleme de istorie pe zona problema estică. Problema mea, cred că, având în vedere modul în care se iau deciziile de politică externă la Washington și de securitate, America este obosită de război. America nu poate, nu suntem într-un film artistic sau nu putem pune un DVD război, îl scoatem când vrem noi și mai departe. Și atunci este nevoie de diplomație și de echilibru. Rusia este un actor extrem de important pe care americanii niciodată nu l-au neglijat, poate l-au subestimat de foarte multe ori. Dar în aceste momente, când foarte multe declarații ale înalților oficiali militari americani în Europa sau comandanța NATO declară clar că Federația Rusă este o putere militară care pe termen scurt, poate și mediu, pune în dificultate NATO și armata americană, pe termen scurt și mediu, repet, ai nevoie de echilibru pentru a-ți readuce potențialul militar la un nivel de paritate, cel puțin convențional, vorbind de rachete nucleare strategice sau de alte minori. Și atunci diplomația joacă un rol foarte important. Sigur că Ucraina a dezamăgit. Ucraina poate că a fost o încercare de a fi folosită în ceva anume ca un proiect strategic, însă ea a dezamăgit și iată că Ucraina nici astăzi n-a făcut o reformă completă, nici astăzi lucrurile nu sunt în ordine. Ba chiar am văzut o știre de dimineață, au acceptat să deschidă drumurile pentru transportatorii ruși și viceversa, deci încep să fie niște concesii. Scena politică de la Kiev pare să dea în fierbe și atunci Ucraina, pe care Statele Unite ale Americii, doamna Victoria Nuland, a gestionat așa la nivel de ce și cum, nu a putut fi acel ceva cu care să poată fi deschis drumul spre Moscova de către Statele Unite ale Americii. Atunci este nevoie să-ți reconstruiești dispozitivul strategic și atunci Germania, care tot încerca ea să scape ba pe stânga, ba pe dreapta din niște chingi americane, află cu stupoare că cei de la KGB sau foste servicii secrete sovietice actuale ruse au făcut nu știu ce minuni cu elita politică europeană. Când nemții încearcă să o ia puțin la stânga, apare scandalul cu BND-ul și aduc aminte că au colaborat și au trădat și ei marile idealuri, deci că atare nu sunt la fel de curați. Deci este foarte clar că pe interesul strategic al Statelor Unite ale Americii, o retragere din Europa, cu tot ce înseamnă retragere strategică, militară, politică, economică americană, este neacceptat pentru o parte importantă a elitei politice americane. Și atunci, în jocul ăsta de a rămâne și de a avansa, tot timpul trebuie să vinzi și să cumperi, atât cât poți, în funcție de ceea ce ești ca potențial de putere. În aceste momente, lucrurile sunt foarte clare și cred că la ultima emisiune care am fost dumneavoastră, domnul general Grumaz a certificat prin declarații de comandanțe militare americane din Europa că Federația Rusă stăpânește 94% din spațiul maritim al Mării Negre. Din aceste puncte de vedere, corroborate cu, dacă vă aduceți aminte, am făcut împreună o manifestare în 2015, în aprilie, în mai, 20 mai 2015, la Muzeul Țăranului, asociația pe care o conduc și mi-a fost întâi invitația, am vorbit despre Marea Neagră,
despre flota rusă la Marea Neagră și anumite lucruri s-au confirmat în timp. Deci, ca atare, când ai în față un potențial militar pe care nu poți, pe termen scurt și mediu, să-l egalezi sau să-l întreci, trebuie să intri la discuții și la negocieri politico-diplomatice. Cred că numai așa se explică de ce au fost anumite lucruri de culise și de ce din septembrie 2015, când dezbăteam la asta în emisiune faptul că domnul Barack Obama era puțin nervos, avea niște gesturi la New York, iată că ați discutat cu președintele Putin. Corect. Vă rog, domnul Georgescu. Dacă îmi permiteți, sunt de acord cu tot ce a spus dumneavoastră, dar vroiam să disput puțin ideea că America s-a săturat de război, sau este obosită. Pentru că, într-adevăr, poporul american, cu siguranță că este și datoria publică a Americii a crescut și așa mai departe, dar există alți factori de interes aici, cum ar fi vestitul complex militar-industrial. Și eu am observat în timpul acestei campanii electorale din Statele Unite faptul că poziția normală și naturală relativ la evenimente externe pe care și-au asumat-o aproape toți candidații prezidențiali, indiferent de culoarea lor politică, a fost una foarte belicoasă și agresivă la adresa... Mă întrerup un pic, domnul Georgescu, pentru că avem pe ecran imagini de la postul de televiziune Russia Today, Rusia Azi, în limba engleză, care a analizat ceea ce intenționăm să facem și noi în continuare, minutele care sunt afectate emisiunii, care ar fi efectele acordului de încetare a focului din Siria. Revenind la afirmația dumneavoastră, domnule Georgescu, sunt interesat dacă dumneavoastră vedeți, dincolo de acest acord, dincolo de anunțul președintului Putin, și alte mișcări care poate sunt pe planul de lucru, pe masa de lucru a lui Barack Obama și Putin. Și sigur că prin intermediul miniștrilor de externe, care discută de două ori pe săptămână la telefon, au în vedere și alte soluții. În acest sens, orice soluție care ar putea fi găsită pentru problema siriană va trebui să treacă pe la Damasc. Și nu trebuie să luăm ca fiind garantată afilierea aceasta dintre regimul Assad și Rusia, pentru că în cele din urmă regimul dorește propria sa supraviețuire. Bashar al-Assad a văzut ce s-a întâmplat cu alții care au primit promisiunea marilor puteri, ce s-a întâmplat cu Gaddafi, ce s-a întâmplat cu Saddam Hussein, ce s-a întâmplat cu Mubarak, care după ce au fost înlăturați, după ce au renunțat la anumite interese și eventual au și fost înlăturați, au suferit de pe urma acestei încrederi. Alte soluții nu văd care ar putea să fie în regiune. Putem vorbi despre consecințe, dar o soluție implică o putere. Da, corect. De a afecta. Și am insistat și v-am pus întrebarea pentru că John Kerry a declarat: dacă nu ajungem la rezultate scontate cu acest acord de încetare a focului, soluția este divizarea Siriei. Imediat Damasco a reacționat și a spus că ne apărăm independența, suveranitatea, integritatea teritorială. Dar există și un plan B. Și de fapt despre asta se discută și la televiziunea din Moscova. Moscova sprijină poziția Damascului ca Siria să rămână un stat unitar. Opinia noastră care este? Eu cred că ar exista mai multe interese în regiune care ar prefera să vadă Siria divizată. Siria era un stat puternic și avea și o tradiție militară pe care multe puteri din lumea arabă nu o au. Există posibilitatea de a vedea dezmembrarea țării, dar asta nu a rezolvat problemele sale interne, pentru că nici distribuția populației nu este perfectă pentru a asigura o separare bună. Și desigur, ce s-ar întâmpla cu regiunile kurde? Unde ar rămâne ele? Într-un fel de Sunistan sau ar căpăta propria lor independență sau autonomie? Și cum a reacționat Turcia față de acest fapt? În cele din urmă, statul unitar sirian poate să rămână unitar în fapt teritorial, dar unitatea aceasta nu a existat niciodată la nivel religios și cultural. A existat puterea centrală care a asigurat pacea internă. Înainte de emisiune am avut un dialog interesant cu dumneavoastră și vreau să reiterați ideea pe care am dezbătut-o. Spuneați că vă tentează într-un articol viitor al dumneavoastră, și scrieți în Economistul, dacă am reținut, să faceți o paralelă între statul național unitar și... Am discutat înainte de emisiune. Între statul național unitar... A zis că pe o coloană să puneți statul național unitar cu tot ce îl caracterizează și pe cealaltă coloană să puneți puterea, că îi dorește o altă evoluție în acest sat global în care trăim. Iertați-mă, puteți să exemplificați
Bine, depășim momentul, da, probabil că aveți un moment de emoție, vă rog. Să aduce aminte colegul, e greu de crezut că Federația Rusă va accepta o remodelare a Orientului Mijlociu, planurile B și C ale Statelor Unite ale Americii și să rămână Federația Rusă cu o bază maritimă, cu câteva baze aeriene și eu știu ce infrastructură la Marea Mediterană, ca să facă cu ea ce semn întrebării. Pentru că miza nu este neapărat bază, nu apărat bazele maritime, ci miza este Orientul Mijlociu, pe care dacă îl modelezi și ți aduci acolo sateliți politico-militari și ceva baze militare, ai blocat ieșirea Rusiei și poți ajunge la Caspica. Pentru că dacă Iranul devine generos în aceste momente cu lumea occidentală, având de bani, comenzile, prietenia și toate celelalte lucruri, Iranul este și el o putere cu o tradiție, cu o istorie, cu o poveste. Nu va uita niciodată că Iranul a fost la un pas de a fi invadat și chiar a și fost invadat de către trupele sovietice, britanice și mai departe în timpul Războiului al Doilea. Deci sunt foarte multe orgolii care țin de interese. Apropo de orgolii, astăzi a fost difuzată o fotografie realizată din satelit, dintr-un satelit american, în care se arată că Iranul se pregătește să lanseze un satelit propriu pe orbită spațială în jurul Pământului. Și atunci întrebarea este fundamentală. Planurile B, C, D, E, și mai departe ale Statelor Unite ale Americii vor fi sprijinite de către armata americană cu trupe în teren? Asta da. E întrebare pentru dumneavoastră. Da, pentru că noi nu putem face aici decât niște supoziții. Da, din perspectivă militară, foarte multă lume, ca să folosesc o expresie generală, de fapt voci autorizate în mediul militar de la Pentagon, arată foarte clar că orice soluție fără trimiterea unor trupe în teren nu poate rezolva problema. Dovadă este soluția siriană. Aviația rusă bombardează trupele siriene terestre, ocupă pământul, infanteria își face datoria. Deci ca atare, fără acest binom aviație-infanterie, nu poți câștiga. Însă să știți că postul de televiziune Al Jazeera a difuzat un interviu cu o personalitate specializată în zona siriană și spunea chiar dacă, să zicem, în Siria și în Irak statul islamic este lichidat, totuși sunt două aspecte. Unul, că va rămâne curentul religios favorabil unor măsuri dure ale extremiștilor islamici și în același timp statul islamic se va extinde în alte țări din Nordul Africii. Da, este precum o hidă, însă în aceste momente ar trebui să avem speranță și puțin răbdare, pentru că 13 aprilie este destul de aproape, într-o lună și un pic. Vom ști precis dacă Bashar al-Assad pleacă printr-o formulă elegantă care îi gâdilă orgoliu și vanitatea, dacă acolo apare... Deocamdată avem pe ecran pe Bashar al-Assad, care a luat poziție și a spus foarte clar că își va apăra țara și va continua poziția de consolidare a teritoriilor recucerite de armata siriană în fața insurgenților care se retrag și sub efectul bombardamentelor forței aeriene expediționare ruse. Pentru că nemulțumirea domnului John Kerry în legătură cu această idee, Bashar al-Assad rămâne până într-o clipă anume. Deci nu pleacă așa cum și-au dorit americanii din prima clipă, Bashar al-Assad să plece. Atunci înseamnă că aceste negocieri și această perspectivă a unui plan bea legătură cu ce o încordare a mușchilor pe care sunt capabile Statele Unite din America să o facă în Orientul Mijlociu în aceste momente? Dacă da, da. Aici e chestia greu de crezut că în plin an electoral cu decidenții militari care au niște idei, pentru, mă rog, președinții politice alte idei, interesele strategice fiind aceleași, cum se va ajunge, cine va da comanda supremă? Barack Obama? N-a făcut-o până acum. Ar fi putut să o facă. Deci nu va face. Sau cel puțin, dacă nu vor fi puși într-o situație limită, gen 11 septembrie 2001, reiteritare pe altă conjunctură, nu vor face. Dar nu se compară lucrurile. Domnule Georgescu, realitatea este că după acea primăvară arabă, când o serie de președinți au plecat, știm cazul sângeros al președintului Libiei, uite, în Libia s-a mutat statul islamic și reușește, conform ultimelor știri, să cucerească noi localități acolo. Totuși, aici Moscova merge pe principiu. Dincolo de limitele personalității sale și de măsurile pe care le-a luat, președintele actual al Siriei este o soluție până la curățirea teritoriului Siriei de cei care nu vor binele. Plus că Rusia reamintește tuturor că a fost chemată de guvernul legitim de la Damasc pentru ca să acționeze acolo, spre deosebire de celelalte forțe străine care nu au fost chemate de Damasc. Cum comentați această situație? Într-un sens, noi trebuie să înțelegem, e o situație foarte complicată, dar abordarea Rusiei legată de accentuarea suveranității Siriei și a legitimității regimului de la Damasc este abordarea potrivită pentru, pentru regiune și, practic, inclusiv prezența Rusiei, care a fost autorizată, a fost cerută de către regimul Assad, este
cea mai bună modalitate de a argumenta pentru faptul că Rusia, din perspectiva inclusiv a Rusiei, este o forță a binelui în această situație și este și are dreptate și este... Asta fiind poziția Moscovei. Asta fiind poziția Moscovei, într-adevăr, dar și în restul lumii, atunci când se dezbate ideea care sunt drepturile statelor mici într-o lume multipolară în care sunt multe state mari care au posibilitatea de a le face rău sau au posibilitatea de a interveni și de a încerca să justifice această intervenție, mișcarea Rusiei poate să fie un factor de atracție pentru simpatia acestor state, felul în care justifică intervenția și așa mai departe. Și dacă după perioada de încetare a focului lucrurile nu se schimbă, câștigă doar populația care primește ajutoare alimentare, câștigă timp cei care au fost puși în defensivă, dar la masa negocierilor, chiar dacă printr-un comunicat al forțelor reunite ale opoziției care participă la negocieri cu Damasc în prezența Rusiei și Statele Unite Americii, se pune problema să vedem seriozitatea regimului de la Damasc în respectarea acestui acord de încetare a focului. Avem experiența recentă a acordului de încetare a focului din Ucraina și am văzut că și acolo au fost încălcări de toate tipurile. Să vedem și seriozitatea marilor puteri în a respecta litera acordului care, urmează să fie rafinată. Din nou, problema aceasta a terorismului. Cum definești organizațiile teroriste? Vă întrerup un pic pentru că avem pe ecran imagini difuzate de zona militară a televiziunii siriene. Sigur, se stă de vorbă cu comandanți, cu militari, vizând situația din zona, dar acest reportaj, și nu este singurul, vor să reflecte starea de spirit a militarilor sirieni, care, de când a intervenit Rusia, s-a schimbat în bine. Cum comentați dumneavoastră, domnule Corneanu, un asemenea produs, ați lucrat la televiziunea militară din România, cât de relevant este un asemenea dialog, mai ales că aici nu e o aplicație, război, se moare și contează moralul unitarilor. Păi, cred că primul este pentru marul armate siriene și mai pentru marul opiniei publice, care este intoxicată cu fel de produse ale propagandei și ale războiului hibrid și unor oameni au nevoie să creadă în ei, au nevoie de un fir roșu. Și cred că această idee că suntem sprijiniți de Rusia, suntem aici, am cucerit, ne batem, ne luptăm pentru existența noastră, este foarte important pentru ei, ca militari, în primul rând. Asta apropo de ideea de produs publicistic. Pe de altă parte, ține de o anumită imagologie vis-a-vis de acest război, dar revenind la subiectul întrebării de dinainte a acesteia, rămâne marea întrebare, apropo de neseriozitatea marilor puteri. Care sunt cu adevărat planurile? Este Turcia capabilă să ducă un război pentru a distruge orice idee de stat curd care să pună în discuție Kurdistanul sau teritoriul aflat așa, sub protecție, mă rog, în spațiu turcesc? Sunt dispuse Statele Unite ale Americii să împingă lucrurile atât de departe din punct de vedere militar? Va rămâne Iranul un jucător care doar va trimite sateliți în spațiu și așa mai departe? Irakul, ce se va întâmpla cu el? Deci această fragmentare a Orientului Mijlociu va fi strunită ca după primul război mondial către o direcție anume care ține de interesele și de înțelegerea marilor puteri? Păi dar aceste mari puteri, aceste momente, sunt concurente pe niște spații în care ce să cedeze și cum să cedeze. Cedează Statele Unite ale Americii în favoarea Federației Ruse în spațiul Orientului Mijlociu și ce face? Atacă sau sprijină Ucraina rebelă împotriva intereselor? Îmi place stilul noastră de a pune întrebări succesive și prin aceste întrebări de a sugera ceva telespectatorului, dar vă dau eu o știre. În presa de la Londra de astăzi a apărut un material în care se vorbește că între 1000 până la 2000 de militari turci se află pe teritoriul Irakului. Noi discutăm de Siria, dar se leagă de problema curdă. Și că sunt în apropierea orașului Mosul, oferă sprijin atât sub forma consilierii pentru trupele irachiene, cât și sub forma tehnicii de luptă pe care au adus acolo pentru a lupta efectiv contra statului islamic. Partea inedită este, apropo de stilul dumneavoastră, că pe de-o parte curzii din zonă zic că cine i-a chemat, că noi nu i-am chemat. Iar guvernul irachian zice, nu cumva curzii i-au chemat pe turci acolo. Adevărul este că turcii au în vedere prin această mutare, prin această prezență, peste 1000 de oameni înseamnă cel puțin o brigadă, adică 3 batalioane, minim, așteaptă ca atunci când va fi eliberat orașul Mosul, acum puternic apărat de luptătorii statului islamic, cum rezistă și în alte zone din Siria, sigur că Mosul e pe teritoriul Irakului, așteaptă să contribuie la un mod de a balansa într-un sens sau altul
puterea de a avea o zonă de influență pe teritoriul irachian. Teritoriul irachian, care la ora actuală, după cum bine știți, în partea răsăritană, este sub puternica influență iraniană. Și atunci rămâne marea întrebare. Care este politica externă a Statelor Unite ale Americii vis-a-vis de acest orient? Ce doresc americanii? Remodelare în conformitate cu ce? Semnul întrebării. Parteneri de discuții, Federația Rusă, Iranul, Turcia? De sau, dacă mi-aduc aminte, doamna Hillary Clinton, totdeauna a pus în centru preocupările sale politica de securitate sau securitatea Israelului, care și un actor foarte important. Pentru că ați devenit moderatorul emisiunii, în calitate de invitat al dumneavoastră, vă dau o altă știre de pe fluxul de astăzi. Arabia Saudită a salutat anunțul făcut de președintele Federației Ruse privind implementarea din noaptea de 26 pe 27 februarie a acordului de încetare a focului. Observație foarte interesant, apropo de ce zice dumneavoastră, Arabia Saudită, un aliat al SUA, dintr-o dată schimbă tonul, ceea ce e bine, pentru că tot ceea ce ține de limbajul constructiv trebuie salutat. Dar e o mișcare la care nu ne gândeam cu o lună de zile în urmă. Păi da, dar Arabia Saudită, ca și Qatar, au jucat niște cărți la sugestia, cu sprijinul, cu atenta îndrumare și coordonare și din când în când traj de mânecă de către diplomația americană, de către Statele Unite ale Americii. Deci, foarte greu și, mă rog, în aceste momente e un an electoral complicat pentru Statele Unite ale Americii. Poate că Donald Trump are dreptate, nu știu. E o chestie extrem de interesantă. Donald Trump a făcut multe afirmații. Pe dumneavoastră, care v-a impresionat? Cred că ultima, cu cei 50 din care au rămas unul singur în viață. Da. Continuăm să prezentăm telespectatorilor imagini din Siria, de acolo unde domină locurile goale, clădirile goale, clădirile care sunt părăsite fie de cei care s-au mutat în interiorul propriei țări, fie de cei care au luat calea Europei. Această dramă a poporului sirian are vreo relevanță pentru europenii care sunt obișnuiți cu regulile democratice, cu armate care să apere interesele naționale? Cum vedeți dumneavoastră? Dacă îmi permiteți, mai întâi aș vrea să spun că mi-aduc aminte de o vorbă care a apărut printre americani în timpul războiului din Vietnam, că a trebuit să distrugem satul ca să-l salvăm. În acest sens, practic, distrugerea majore care au avut loc în Siria pun probleme foarte mari legate de eventuala întoarcerea populației și timpul necesar revenirii și dacă va fi posibilă o revenire la normalitate. Întrebarea nu este doar ce ar considera europenii despre refugiații sirieni. Ei s-au arătat... Da, vom reveni la dumneavoastră. Mă interesează, domnul Cornenu, să spuneți că, istoric, dacă aceste imagini dezastroase din Siria nu vă aduc aminte de imaginile dezastroase din cel de-al doilea război mondial, dintr-o Europa tocată și de forțele din Est și de forțele din Vest? Da, din păcate sunt imagini apocaliptice, imagini care duc la concluzia că istoria se repetă, că oamenii învață nimic din ea și că totuși omul, suferința umană, sunt extrem de puțin importante pentru planificatorii politico-militarei păcii sau războiului și care au legătură cu interese strategice în care numele unei națiuni sau unor interese economice te duci și distrugi o lume, un spațiu, oferind sau neoferind ceva care să aibă legătură cu interesele acelor oameni din zonă, cu pasiune, cu visurile lor. Și ne întoarcem la această veche idee. Dacă după 1918, după prăbușirea Imperiului Otoman, popoarele arabe ar fi fost lăsați să se organizeze cum și-ar fi dorit ei și cum doreau ei, sau a fost bine că marile puteri s-au implicat și a fost cum a fost. Da, dar vedeți, trebuie totuși să punem punctul pe ei. Ne interesează Siria, pentru că acolo este drama unui popor în care au murit sute de mii de pământeni. Corect. Dar, chiar dacă nu sunt europeni, chiar dacă au alte tradiții, o altă evoluție istorică, sunt oameni. Absolut, dar în război, îmi pare foarte rău, asta este cruntul adevăr. Războiul duce la un alt comportament mental, la o altă gândire, astfel încât și nemții germanii care au bombardat Coventry, și britanicii care au bombardat Dresda, și multe, multe alte raiduri de bombardament în care n-a contat că acolo sub bombe se află germani, francezi, belgieni, români, polonezi, ucrainieni sau ruși sau britanici sau scoțieni sau orice altceva, ci a contat doar scopul strategic, victoria în acest război. Ori în aceste momente toată lumea vrea să câștige cu orice preț, fie cât mai mult teritoriu geografic, spațiu geografic, ca să poată să-și fundamenteze. Aici văd la dumneavoastră o detașare de istoric, adică priviți dincolo de evenimentele care ne impresionează sub aspect uman. Sunt sub aspect uman, nu pot să
spun că nu sunt impresionat, Doamne ferește, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar totuși sunt chemat aici să gândesc, să judec niște lucruri de perspectivă. Cui se dă dreptate? Chiar am văzut la seară un documentar francez făcut de un regizor francez, Xavier de Masacru de la Odessa din 2014. Cui se dă dreptate? Războiul hibrid al Federației Ruse, tipilor din film, propagande ucrainene sau omului care pur și simplu a avut ghinionul să ardă sau să se află într-un loc nefericit? Sau pur și simplu celor care s-au născut în Ucraina și acum s-au trezit peste noapte că aici este marea problemă a secolului 21. Frontierele administrative ale Uniunii Sovietice au devenit frontiere de stat, pur și simplu într-o noapte, fără ca nimeni să fie de acord sau să fie întrebat. Așa se întâmplă și în acest Orient Mijlociu. Într-o noapte lucrurile s-au schimbat. Foarte interesantă paralela dumneavoastră între Siria și Ucraina. Și atunci lucrurile s-au schimbat extraordinar de mult într-o noapte pentru fiecare om, pentru fiecare interes sau grup socioprofesional și atunci de partea cui să fim? Ce ne mână pe noi în acest război? Dreptatea, pacea, umanitatea? Unde au fost cei din trupele 1 când în Rwanda au fost masacre? Unde au fost aliații atunci când în războiul din Balcan lucrurile au scăpat de sub control? Ce facem cu oamenii, cu femeile acelea care au suferit? Înțeleg că pregătiți un volum de filipice și acum folosiți una dintre paginile la care lucrați? Nu, dar trebuie să accept că... Adică trebuie să acceptăm că există interese strategice și atunci, vis-a-vis de aceste interese strategice, individul, omul, valoarea umană, să mi-l puse sub semnul întrebării. Mai avem 50 de secunde și vreau să vă întreb un lucru, domnule Georgescu, pentru că vă place latura aceasta a diplomației. Mulți, chiar și fostul președinte al României, Traian Băsescu, spunea, e bine că mai avem ambasada română la Damasc. Într-adevăr, au fost ani, înainte de 1989, când România era o voce în zona țărilor arabe și era un factor de echilibrare a unor raporturi dificile. Să nu uităm că un premier israelian și un lider palestinian au venit aici, în România, și au ajuns la unele înțelegeri. Acum, în câteva secunde, câte mai avem până la finalul părții a doua, înainte de a trece la pauza publicitară, după care vom avea partea a treia, ambasada română la Damasc a fost doar așa, martură la dramele care s-au întâmplat acolo, inclusiv la ultimele atentate, ultimele acțiuni sinucigașe. Eu stau să-mi pun întrebarea ce am fi putut noi să facem fără să atragem, poate, nu știu, un oprobriu din partea anumitor factori. Pentru că România, atunci când a avut succesele sale diplomatice în trecut, a făcut legătura între două părți. Care este interlocutorul regimului de la Damasc? Într-adevăr, puteam să intervenim pe lângă Bashar al-Assad. Dar cine era celălalt interlocutor? Domnul al-Baghdadi? Cu cine ar fi putut discuta? Cum ar fi putut interveni în condiții în care una dintre părți este un actor non-statal care, prin simpla sa existență, cel mai important de acolo, prin simpla sa existență, neagă anumite principii legate de suveranitatea statului, de independența statelor, de drepturile omului și așa mai departe. Nu văd ce instrumente am fi avut noi să jucăm un rol mai important și, cel mai important, ce ar fi putut câștiga România în această situație. Eu văd însă că a sosit momentul pauzei. După pauză o să interveniți domnul Corneanu și vom continua discuția despre situația din Siria, pentru că e bine să vedem cum marile puteri stabilesc soarta unor popoare, chiar și în spatele ușilor închise. Marele dezavantaj al pauzei publicitare este că concomitent nu se transmite pe ecran și ceea ce se discută pe timpul pauzei în studio. Lucruri relevante, opinii într-adevăr aparte. Domnule Corneanu, doreați să completați. Dincolo de acest canal de comunicare, de faptul că am reprezentat sau nu, că reprezentăm și acolo interesele unor alte state europene, așa cum se procedează pe cutumă diplomatică, aș vrea să luați în considerație faptul că poate a existat un interes strategic al aliaților noștri din NATO, în primul rând Statele Unite ale Americii, cunoscută fiind o relație foarte bună la nivel de inteligență românesc sau la nivelul inteligențului românesc, respectiv structurile de informații externe de până la 1989,
și mai apoi vis-a-vis de acest spațiu al Orientului Mijlociu și atunci era nevoie de o supapă de siguranță, cum se procedează în acest război clandestin de regulă, când ai nevoie de niște canale de comunicare secrete, de fel, complet diferite de cele politico-diplomatice. Și, dar mi-aduc bine aminte, memorialistica foștilor ofițeri din Centrul de Informații Externe de până la 1989 vorbește foarte clar despre interesele Statelor Unite ale Americii, mai ales după 1990, cu precădere de a se preda rețeaua informativă a României din Orientul Mijlociu, de cooperarea foarte bună care există, sau, mă rog, care a început să se manifeste la nivelul între CIA și Serviciul de Informații Externe. Și mai apoi, cred că lucrurile au evoluat. Nu sunt, adică nu fac, nu cunosc amănuntele, dar din ce am citit și din ce mai știu așa la nivel de, ca un fir roșu a unor evenimente istorice, accept ideea că ar putea fi vorba de menținerea unei ambasade ca punct de reper pe o hartă. Referiți la ambasada română din Damasc. Ambasada română din Damasc, astfel încât să existe posibilitatea inițierii unor contacte secrete, unor canale de legătură, acumulând unor informații care nu pot veni altfel decât pe aceste canale secrete și în acest joc al războiului secret, ambasada României la Damasc este un loc în care oamenii pot găsi, eu știu, un ceai, o cafea, o apă, un transmitător radio. Dar noi nu găsiți decât un pahar cu apă. Adică aș vrea să priviți lucrurile și această perspectivă, nu numai a, eu știu, a trădării, doar a neputinței României de a face, de a drege, cum s-a și spus, de a aplica acest subiect la ambasada s-a mai discutat în presa din România, de ce avem, de pe cine trădăm, cum trădăm, de ce n-am închis-o, de ce n-am intrat. Știți, să aveți o vină, o limită, vă spun așa, de față cu telespectatorii. Aveți cam multă carte. Și scrieți. Știți că de regulă oamenii care gândesc și surprind în baza unor studii temeinice sunt incomozi pentru cei care obișnuiesc să le facă alții cărțile. Da, în păcate n-am scris de mult pe cât mi-aș fi dorit, pentru că știți că se spune că nu e bine să faci tot ce poți și să spui tot ce știi. Da. Ați vrut să interveniți, domnul Georgescu, și mă interesează vis-a-vis de Siria dacă până la urmă dați o șansă diplomației sau dați o șansă militarilor. Adică dacă acest acord de încetare a focului va fi un succes pe termen mediu al diplomaților care vor să găsească o soluție de compromis între guvernul de la Damasc și opoziția democrată, dacă putem folosi o asemenea sintagmă, deci excludem statul islamic, excludem pe cei care se numesc astăzi alții. Care e opinia noastră? Eu consider că pe termen lung, cel puțin indiferent de succesul acordului de încetare a focului, armata siriană va rămâne vigilentă. Și în acest sens, războiul nu știu dacă parcă se va încheia. Parcă ați fi purtătorul de cuvânt al armatei siriene. Nu mi se pare neapărat o dezonoare să fie sugerat acest lucru, pentru că armata siriană, cei drept, a luptat atâția ani, nu a avut suferit pierderi foarte mari, a fost și un caz în care a fost o grupare militară siriană, a fost ținută sub asediu mai mulți ani și au rezistat până au reușit să fie eliberați și așa mai departe. Dar eu privesc acum din perspectiva unui stat de drept și din perspectiva unui regim care știe ce se poate întâmpla dacă vreodată lasă din mână această problemă. Eu pe termen lung consider că o parte din reușita acestui oricărui demers de pace în regiune are legătură cu ideea revenirii refugiaților. Dacă vor reveni refugiații sirieni în țară și în ce număr vor reveni și în ce segment demografic. Pentru că majoritatea celor care au plecat au fost suniți, n-au fost aleviți și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că prin plecarea lor, cumva s-a efectuat în ideea rămânerii în Siria unei democrații, s-a efectuat un fel de reechilibrare a puterii în favoarea regimului Assad. Dacă ne referim strict la un proces democratic. Și revenirea lor, atitudinea lor față de regim, atitudinea lor față de exilul și exodul pe care l-au suferit, acestea vor fi cel mai important determinant al succesului pe viitor. Acum, diplomația, armata, la un moment dat, trebuie să existe o conlucrare între cele două și în spatele diplomației trebuie să existe potențialul, amenințarea cu o intervenție militară dacă procesul diplomatic va eșua. Pe de altă parte, gândiți-vă că acești refugiați sunt o problemă pentru aliatul strategic al Statelor Unite ale Americii, Uniunea Europeană. Spațiul acesta european se clatină. Turcia este o țară care își poate permite luxul să trimite înapoi refugiați. Avem pe ecran imagini cu premierul turc, care se spune că țara sa este înconjurată și indică printre cei care înconjoară Turcia, formațiunile kurde, Rusia, Siria,
Și spune că sunt justificați, adică să intervină dacă va fi cazul militar pe teritoriul sirian. Dacă îmi permiteți. Vă rog. Jocurile turcești legate de zonele populate, mai ales de curzi din Siria și așa mai departe, sunt bine cunoscute. Iar intervenția turcă în regiune, chiar dacă a fost evitată pe moment, s-ar putea pe termen lung să aibă loc și să vedem în ce condiții. Legat de Uniunea Europeană, cum ați menționat dumneavoastră, eu cred că marea problemă a Uniunii Europene este că s-ar putea să se aștepte ca un proces de pace în Siria să conducă la oprirea fluxului de refugiați, ceea ce nu este adevărat. Pentru că, după cum s-a descoperit, majoritatea refugiaților nu sunt sirieni. Vin din Afganistan și până în Eritreea și până în Nigeria. Vin refugiați pentru că instituțiile europene nu au fost capabile să stabilească niște limite, să stabilească o securitate a spațiului comun și așa mai departe. Fluxul de refugiați sirieni este una, dar restul de refugiați care, de fapt, sunt migranți și așa mai departe, care au văzut o oportunitate într-o viață mai bună dacă migrează în această perioadă în Europa, este altceva. Și să nu avem așteptări nerealiste din partea unui proces de pace în Siria. Bun, dar Uniunea Europeană a promis o sumă de bani importantă Turciei tocmai pentru ca să gestioneze acest flux de refugiați și să găsească forme de limitare a numărului celor care vor să ajungă pe pădrătul unui continent, în Europa. Vă rog. Dacă îmi permiteți, mie mi s-a părut foarte ciudat faptul că s-au promis acești bani Turciei, care este o țară mare și puternică și bogată, și nu s-a spus despre bani care să fie dați Iordaniei sau Libanului, care comparativ cu economia locală și cu populația locală au o povară mult mai mare. Este clar că este vorba despre niște jocuri care au loc la nivelul leadership-ului din Turcia și acelui european, mai ales din Germania, legat de limitarea fluxului și așa mai departe. Dar a vorbi despre a da bani Turciei fără să te ocupi de nevoile taberelor de refugiați și din celelalte țări din jurul Siriei, care și-au respectat obligația sub legislația internațională de a primi refugiați și de a le oferi sanctuar, este o scăpare gravă și conduce către ideea unor alte jocuri în spate. Nu neapărat a ideii doar de limitare a fluxului refugiaților sau de condițiile de trai ale refugiaților și așa mai departe. Stimați invitați, stimați telespectatori, avem pe ecran imagini inedite. Prezența unor militari curzi, e vorba atât de bărbați cât și de femei luptătoare, într-o localitate eliberată de combatanții statului islamic, și acolo locuitorii sirieni se bucură că au venit curzii și le-au redat libertatea. Sunt scene emoționante, sunt dese secvențele în care luptătorii curzi, bărbați, femei, iau copiii în brațe, îi îmbrățișează. Sunt lucruri care țin de zona emoțională. Iată că aceste formațiuni curde, care sunt foarte puternice și eficiente împotriva statului islamic, au și aderență la populație, domnule Cornelu. Mai mare întrebare. Statele Unite ale Americii își vor trăda aliații? Ar fi păcat. Dacă aș putea să adaug, ca în 1991 în Irak, când curzilor li s-a promis ceva și după aceea nu li s-a mai s-a retras promisiunea și atunci a rămas Saddam Hussein la putere? Și atunci cum vom sta la masă și vom vorbi despre Statele Unite ale Americii? Aliatul nostru strategic care își trădează aliații? Mie îmi plac ironiile noastre, dar dincolo de întrebări, dați și răspunsuri. Nu, eu cred că nu vor trăda. Deci interesele strategice sunt mai importante, iar Turcia e mult mai, din punctul meu de vedere, mult mai neserioasă în relația cu Statele Unite ale Americii decât ar putea fi un popor curd care ar primi în aceste momente fie o autonomie politică într-un spațiu sirian, în ideea că nu se destructurează statul sirian. Asta ca să nu superi nici Turcia, pentru că Turcia se agită și ce vrea să facă Turcia? Să-și facă stăpânirea otomană asupra lumii Orientului Mijlociu în numele unei idei de politică externă? Dacă da, atunci lucrurile se complică foarte mult. Atunci avem deja butoaiele cu pulbere, fitilul și al treizeci mondial bate la ușă, pentru că turcii vor vrea să facă legea în spațiul Orientului Mijlociu vis-a-vis de împiedicarea unui stat curd. Rușii probabil se vor supăra pe niște treburi care vor face rușii, pentru că și mai departe avem Marea Neagră, un lac rusesc militarizat atât de bine încât forțele navale, aeriene și terestre NATO vor suferi pierderi zdrobitoare la intrarea prin strâmbturile Bosfor și Dardanele, iar noi vom intra în luptă cu
forțele noastre navale. Deocamdată pe ecran avem, a intrat un camion rus, camion care a adus ajutoare umanitare pentru populația siriană. Da, și... Aceste imagini sunt relevante pentru că în perioada acordului de negociere, deci a respectării viitorului armistițiu, acestea vor fi acțiunile dorite și de Statele Unite și de Rusia de a ajuta populația înfometată. Populație care se află în condiții mizerabile datorită războiului din Siria. Și probabil că pe măsură ce armistițiul care va intra în vigoare în curând se va menține un timp din ce în ce mai îndelungat, probabil că se vor găsi soluții politico-diplomatice și nu militare pe termen scurt și mediu din aproape în aproape încât se ajunge la o soluție politică. Dacă ajungem la 13 aprilie 2016, înseamnă că totul a fost un succes până atunci. Vedem ce se întâmplă la 13 aprilie, rămâne Bashar. 13 de regulă e o zi cu nenoroc pentru unii, pentru alții va fi cu noroc. Se retrage Bashar al-Assad și rămâne cineva. Chiar din... credeți că se va retrage pe 13? Poate că el va pleca, poate că va rămâne cineva care va garanta că moștenirea lui Bashar al-Assad va rămâne, poate că armata siriană, această armată care și-a făcut datoria până la capăt față de o idee. Și dacă actualul sirian... președinte câștigă alegerile și va fi legitimat de voturi? Atunci americanii trebuie să aducă trupe pentru că altfel războiul continuă. Deci nu văd soluție, adică nu poți să reformezi Orientul Mijlociu fără să faci sacrificii. Nu poți numai cu forțe speciale, nu poți numai cu o strategie antiteroristă sau contrateroristă să reușești să pui în ordine interesele tale strategice o harta Orientului Mijlociu. Sau va fi un război care va duce în continuare la suferință umană și va asista cu durere la ce se întâmplă. Dacă sunteți convins că atâta timp, și chiar și dumneavoastră a spus în prima parte a emisiunii, atâta timp cât la Casa Albă va fi actualul președinte, nu se vor ajunge la noi intervenții militare americane în zona menționată de dumneavoastră. Și cred că nici doamna Hillary Clinton, nu, dacă va deveni președintele Statelor Americii, nu cred că este adeptă unor intervenții în forță. Cred că va încerca o negociere permanentă pentru a obține acel compromis. Aici este problema ce dai și ce vinzi în această poveste. Apropo, avem pe ecran, stimați spectatori, un reprezentant al Ministerului Rus al Apărării care anunță că există un contact permanent între Moscova și Washington, în așa fel încât militarii să-și facă datoria și acest acord de armistițiu să fie respectat. A crescut foarte mult vizibilitatea publică a Ministerului Rus al Apărării în urma operațiunii expediționare din Siria. Care e opinia dumneavoastră în această chestiune, domnule Georgescu? Ministerul Apărării Rus este un vector foarte important atât pentru mândria poporului rus, cât și pentru prestigiul Rusiei în afară și intervenția aceasta cu siguranță, intervenția aceasta de succes și cu pierderi minime, mă rog, cu excepția avionului doborât pe către turci, intervenția aceasta a crescut, a sporit foarte mult profilul Rusiei și prestigiul. Iar prestigiul, profilul, toate acestea sunt jocuri cu sumă nulă la nivel global. Deci Rusia a câștigat în detrimentul celorlalți care au fost văzuți drept ineficienți și cred că Ministerul Apărării Rus are de ce să fie mândru în acest sens. Apropo de Ministerul Rus al Apărării, există imagini din satelit, e vorba de satelit militar rus, care demonstrează că, cel puțin așa susțin oficialii Ministerului Rus al Apărării, demonstrează că atunci când avionul militar rus se apropia de spațiul aerian turcesc, deja în zonă patrula avionul militar turc care ulterior l-a și doborât. Adică Moscova insistă pe faptul că a fost o acțiune premeditată, o acțiune în care se știa de faptul că acel avion rusesc va trece prin zonă și mai au un argument care totuși e de luat în calcul. Ei colaborează cu americanii, pentru că și americanii au avioane în zonă și cu 24 de ore înainte au dat planurile de zbor și au mizat pe faptul că Turcia, fiind aliatul SUA, va fi indirect informată de către partea americană că acolo va fi un zbor al unui avion militar rus. Lucrurile sunt destul de complexe, vă rog. Specialiștii militari, desigur, au analizat și discutat evenimentul acesta cu doborârea avionului rusesc, dar trebuie adus aminte că, din punct de vedere politic-operațional, să zicem, dacă un avion străin, al unei puteri străine, intră în spațiu aerian propriu, se cere permisiune de undeva ori, în cele câteva secunde. Nu era timp să se analizeze situația, să se ajungă la un răspuns, să se hotărască un răspuns, să fie transmis, să fie implementat. Faptul că avionul respectiv aștepta, faptul că a tras la a doua trecere a avionului rusesc, arăta că exista într-adevăr, o premeditare. Și ce ar fi dorit să câștige de pe urma acestui gest,
O punere la punct. O punere la punct, pentru că Turcia totuși este o țară mare. Da, poate că este prea mulți nervi, prea mult orgoliu și la un moment dat cineva a cedat. Avem pe ecran imaginele în care lumea este informată că Kerry a vorbit de posibila secționare a Siriei dacă acest acord de încetare a focului eșuează. Problema este dacă nu cumva pe termen scurt s-a ajuns la un compromis. Adică până când mai negociem ce e de negociat, să oferim o pauză populației pe care să o alimentăm, luptătorilor care să se regrupeze, să nu îi lăsăm nici pe teroriști în pace. Părerea noastră care este? Da, cred că este vorba de un compromis pe termen scurt și trebuie să privite lucrurile în această perspectivă. Toți combatanții au nevoie de puțină odihnă, puțină pace și totuși este speranță că după 3 aprilie lucrurile vor fi așa cum, adică toate interesele vor fi satisfăcute. Dacă interesele americane vor fi satisfăcute să sau precizăm că nu va dura până atunci acordul de încetare a focului până pe 3 aprilie. Trebuie să dureze. Dacă nu va dura, înseamnă că am muncit degeaba, cum se zice. Ar trebui să dureze și e o șansă dată păcii, după care vedem ce se întâmplă. Dacă după 13 aprilie interesele strategice ale părților implicate nu sunt satisfăcute într-o limită rezonabilă, cred că lucrurile vor continua la o intensitate extraordinar de mare. Dar e prima emisiune la care vă văd așa în această problemă cu multe semne de întrebare, cu multe dubii. Înseamnă că simțiți că acolo e furtună încă în deșertul sirian. Lucrurile nu sunt stabilizate, mă înșel? Absolut. Nu mă înșel absolut deloc. Da, mi-e teamă că, într-adevăr, acolo lucrurile sunt de o asemenea gravitate, încât cu toată propaganda sau războiul hibrid, există certitudini clare. Câștigăm noi sau câștigă ei? Interesant, domnule Georgescu, dar Siria este legată de Irak. Este legată de Irak pentru că luptătorii statului islamic mai sunt încă în poziții puternice în partea de nord a Irakului. În plus, mulți dintre ei sunt foști militari din armata președintelui care a fost spânzurat în urma pierderii războiului, dar și a crimelor de război pe care le-a făcut. Să nu uităm că el a decis decimarea unor localități, populației unor localități kurde. Inclusiv Mosul, care era majoritar kurd. Da. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, există opinia că, văzând că pierd teren în Irak, că ușor, ușor sunt bătuți în Siria, își mută forțele în Libia. Într-o Libie care, iată, nu a putut fi ajutată de occidental. Presa franceză vorbea ieri de posibilitatea de a fi acolo deja forțe speciale franceze implicate în ce se întâmplă acolo. Dar bine zicea istoricul Corneanu, cu forțele speciale nu câștigi un război. Poți să câștigi o poziție, o clădire, un oraș, dar nu poți să câștigi războiul. Această întindere a statului islamic, a cancerului numit statul islamic, din Siria în Irak, mai nou în Libia, și vom vedea unde se va mai duce, cum o interpretați? Dacă îmi permiteți, mai întâi aș dori să adaug ceva. Componența actuală a statului islamic, care include foarte mulți militari irachieni, plecarea acestora nu s-a făcut imediat după pierderea războiului, nu. Armata irachiană a fost defenestrată de către armata americană, care a dorit să înceapă cu alte forțe de securitate și, prin urmare, acești oameni și-au luat pregătirea și au început să facă ce au fost învățați să facă, ce știau, meseria războiului. Acum, noi trebuie să ținem minte și că succesul statului islamic se datorează faptului că a jucat în jurul acestei granițe dintre Siria și Irak. Când era atacat în Irak, se retrăgea în Siria și așa mai departe. Și este o componentă importantă a succesului său. Dacă va trebui să ajungă în Africa, unde se află deja într-adevăr, dacă va trebui să ducă acolo, să ducă resursele, să ducă pe cei mai buni agenți ai săi și așa mai departe, cu siguranță vom asista la o agravarea situației de securitate, nu doar în Libia, dar în toată regiunea, pentru că, spre exemplu, pe modelul acesta de francizare a grupărilor teroriste, Boko Haram a devenit provincia din Africa de Vest a statului islamic. Îmi place termenul folosit, francizarea. Bună. Așa este.
francizare Al-Qaeda. Când auzim de un atac terorist în Kenya, să zicem, aceea este o grupare teroristă mai puțin cunoscută, care speră să atragă atenția unei grupări teroriste mai mari și să, prin francizarea aceasta, să primească resurse și așa mai departe. Sunt numeroase resurse, să le spunem, jihadiste, care plutesc la nivel mondial și pe care diversele grupări, care de multe ori se luptă chiar între ele, încearcă să le atragă de partea lor. Și cum le atrag de partea lor? Prin succes, prin notorietate, prin resurse și așa mai departe. În cele din urmă, și dacă va fi înfrânt statul islamic, atâta timp când nu este distrus cu totul, o mare parte dintre operativii săi și așa mai departe vor ajunge în alte formațiuni teroriste. Fie vor fi recrutați, fie vor forma ei altele. Și în cele din urmă, aspectul acesta de hidră al grupărilor teroriste este atuul lor principal în războiul acesta continuu. Chiar dacă dispare statul islamic, o să apară altceva, o să aibă alte tactici, nu o să mai încerce un război convențional și așa mai departe. Dar trebuie să reamintim telespectatorilor, noi vorbim de statul islamic, francezii numesc Daesh, alții spun ISIL, ISIS, însă în afară de această structură militară bine organizată, cu eficiență, în afară de propaganda cu care s-au impus acele execuții în masă, acele măsuri dure vis-a-vis de modul în care se relaționează cu femeile, chiar executarea unor copii, dar și antrenarea unor copii care se execute condamnați, au imaginea unei structuri teroriste la propriu, care nu poate să aibă drept la un viitor din perspectiva istoriei umanității, care în timp a eliminat tot ce a generat sânge, groază, teroare. Mă înșel? Iertați-mă, dar inclusiv denumirea aceasta de stat islamic este o încercare de a obține, cum ar veni prin denumire, o legitimare a sa, iar Daesh cumva este un termen peiorativ care caută să diminueze aceste pretenții la statalitate din partea organizației, și aș dori să aduc aminte și de faptul că copii soldați au fost folosiți inclusiv de alte elemente din războiul acesta sirian, inclusiv de așa zisa Free Syrian Army, Armata Liberă Siriană. Au folosit și ei copii soldați. Atrocitățile sunt în mai multe zone, nu sunt colectate doar la statul islamic. Am intrat în ultimele două minute ale emisiunii Ziua Z, care a fost consacrată pe analiza acordului de încetare a focului din Siria, și vă rog pe fiecare, în limita 60 de secunde, să vă expuneți telespectatorilor concluzia privind ce speranțe reale pot fi legate de viitoarea pace în Siria după ce acest acord va fi materializat cu lucruri, sperăm, bune. Eu cred că în timpul emisiunii am dovedit că sunt puțin pesimist în legătură cu viabilitatea acestui acord, dar sunt pesimist și în legătură cu consecințele, cu amploarea consecințelor pozitive dintr-un acord de succes. Sunt pesimist și în legătură cu acelea. Și aș dori să aduc aminte doar de o vorbă, un citat din cronicarul declinului vestului, Oswald Spengler, care a spus că optimismul este o lașitate. Într-un sens, ideea de a fi pregătit în continuu pentru ce este mai rău care se poate întâmpla în regiune și a ține cont de faptul că ce se întâmplă acum în regiune este rezultatul natural al conflictelor sectariene care durează de sute de ani, trebuie să ne împingă la ideea aceasta, trebuie să ne împingă către vigilență continuă și nu către ideea că un asemenea acord este sfârșitul. Reprezintă un potențial sfârșit pentru conflicte. Nu va exista niciodată un sfârșit. Într-un fel sau altul, ele vor continua. De acord cu concluzia dumneavoastră, opinia dumneavoastră, domnule Corneanu? Opinia mea este că acest acord face parte dintr-un mare joc politico-diplomatic și strategic în care le marile puteri încearcă să-și echilibreze asperitățile, să jegleze anumite conturi, așa spus în ghilimele, pentru că o cădere a Orientului Mijlociu într-o mână sau alta complică o anumită situație strategică și practic pune dificultate pe celălalt adversar. Și aici se vorba foarte clar de Rusia și Statele Unite ale Americii. Cădere Orientul Mijlociu într-o zonă de influență totală americană, restructurată după model american, după idei, după democrații, duce la complicarea situației strategice a Federației Ruse. Ieșirea Federației Ruse la Marea Mediterană și
baza la capul de pod sirian, cu tot ce înseamnă implicarea militară a Federației Rusă în spațiul de mijlociu politic și militar în aceste momente, pune în dificultate interesele Statelor Unite ale Americii în zona. Ceilalți sunt actorii care sunt manipulați de o parte și de alta, care sunt cumpărați, care sunt ajutați să înțeleagă, să-și promoveze interesele. Turcia încearcă să facă puțin un joc propriu, dar nu știu ce se va întâmpla, însă nu trebuie să avem decât speranță, că dacă nu avem speranță și dacă acordul se prăbușește și războiul continuă și Orientul Mijlociu rămâne în flăcări, noi ca oameni, umanitatea în general va suferi foarte mult, dar și construcția europeană va fi asaltată de tot felul de probleme, plecând de la acești refugiați care o parte sunt din acest spațiu, o parte sunt din alt spațiu. Deci, eu vreau să fiu optimist. Da, deci, iată, domnul Constantin Corneanu este optimist, domnul Alexandru Georgescu este un pesimist moderat. Important e că în cadrul emisiunii Ziua Z, cu sprijinul celor doi conaționali, v-am prezentat și alte modalități de a judeca ceea ce în noaptea de 26 spre 27 februarie, anul curent, trebuie să fie o realitate. Acordul de încetare a focului în Siria. Ce va fi după, vom vedea chiar duminică. Dar duminică vă invit și la emisiunea Valori Euroatlantice, care la 20:30 are o ediție specială. Am onoarea să vă salut!